Aglomerația din piețe sau magazine s-a mutat azi în fața măcelăriilor. Românii au așteptat la cozi 10 de minute pentru carnea pe care o vor pune pe grătare în curte sau chiar în casă anul acesta. Autoritățile avertizează. Urmează un weekend de foc. Dacă păstrăm distanța socială, sunt șanse mari ca peste 2 săptămâni să scăpăm de multe dintre restricții. În fața măcelăriilor, pe trotuare s-au format cozi de peste 100 de metri. La distanță regulamentară, oamenii au așteptat aproape o oră. Ceafă, mici și coastă de porc. Cam cât a stat la coadă ca să faceți gătirea? Eu vă spun exact. 35 de minute. Chiar am vrut să și renunț, că e deschis și mâine. Am stat de vreo 10 minute și cred că mai durează încă vreo 40 de minute. Credeți că e mult, credeți că e puțin, mai aveți timp? Stăteam pe vremea lor reposatul câte 2-3 ore ca să plin la pădurea Băneasa, 2-3 mici, cu ocazia asta de 1 mai. Petrecerea trebuie ținută în carantină, așa că fiecare s-a gândit la o soluție pentru grătar. Unii îl vor face pe balcon. Avem niște pulpe dezosate, pe care le vom întoarce. Și în magazine cărucioarele au fost pline cu vârf. Ce ați cumpărat? Băuturi, în primul rând. Și apoi acolo pentru, mă rog, produse congelate, în principiu pește și fructe de mare, pentru o perioadă mai lungă, nu numai pentru 1 mai. Oficialii ne atrag din nou atenția să rezistăm tentațiilor de a ieși cu prietenii. Recomandarea nu poate să fie decât una simplă, să rămână acasă, să respecte regulile, să stea în familie, fără socializare, încă 2 săptămâni de răbdare și sperăm după asta să vedem că putem să luăm unele măsuri gradual de relaxare. Vine 1 mai, 2 și 3, este un weekend de foc care poate da peste cap sau nu, orice focar care se desfășoară în acest moment. Zonele consacrate pentru ieșirile la iarbă verde de 1 mai sunt păzite de jandarmi sau polițiști. Nici cei care speră la o plimbare în natură nu au mai mult noroc. Parcul Herăstrău, la fel ca toate celelalte parcuri, rămâne închis și de 1 mai. Cei care nu respectă restricțiile riscă amenzi între 2.000 și 20.000.